Suntem la ora de muzică, putem spune, suntem aici la Biserica Romano-Catolică din Hunedoara și am plăcerea să stau de vorbă și să-l ascult pe Domnul. Sunt Berendei Gabriel, cantorul Bisericii Romane din Catolice din Hunedoara. Da, o să încercăm astăzi să aflăm cât mai multe lucruri despre orga de biserică. Câteva lucruri pot să spun și eu pentru început. Orga este un instrument cu clabiatură în care sunetul este produs de aerul care vibrează prin tuburi de diferite dimensiuni. O să aflăm pe parcursul discuției noastre din ce materiale sunt realizate aceste tuburi. În special, sigur, orga este un instrument care se folosește mai ales ca un instrument de cult în bisericile romano-catolice, protestante în special, și sunt de diferite dimensiuni aceste instrumente în funcție de sălile în care sunt construite. Haideți să vedem câteva informații, câteva lucruri despre orga de aici, de la Biserica Romano-Catolică din Hunedoara, dacă vreți să ne spuneți când a fost construită, de către cine și câteva date istorice. A fost construit în anul 1912 de către Angster Iosif, care la început în tinerețe a fost mai întâi tâmplar, după aceea mai târziu a lucrat ca și constructor, ajutor, ucenic de constructor de orgi al lui Tiț în Viena. În 1869 a construit prima orgă în propriul atelier stabilit la Peach în Ungaria. Din anul 1903, conducerea firmei a fost preluată de cei doi fii ai săi. A murit la data de 9 iulie 1918. Atelierul său a produs în timp aproximativ 1300 de orgi. Bun, înțeleg că orga de aici, de la Biserica Romano-Catolică din Hunedoara, a fost realizată de acest constructor, Angster Iosef, da? Constructor de orgi. Din câte îmi spuneați înainte de filmarea noastră, locul ei nu a fost acesta. A fost adusă prima oară Biserica Romano-Catolică, a fost în loc de combinat, în locul combinatului, unde momentan este coxeria. După aceea de acolo... Unde era coxeria. Deci vorbim tot despre istorie, până la urmă. Da, iar
când a fost construită biserica actuală de aici, din Hunedoara, a fost adusă și montată în anul 1912. Să vedem care ar fi părțile componente ale acestui instrument mirific, imens, care poate să transmită sentimente și senzații nemai întâlnite, mai ales că atunci când sunt îmbinate și cu spiritul creștin, în cadrul unei slujbe sau în anumite momente ale realizării evenimentelor de cult. După cum se vede, are două claviaturi. Bun, există instrumente cu mai multe claviaturi, mai multe, da? Sunt până la 5 manuale. Da, deci vorbim de această parte. Are două manuale, plus pedalierul. Deci, în puțin ca să se înțeleagă, într-un fel seamănă cu un pian, ca și claviaturi, da? Numai este că... Este puțin diferit. Diferit, așa, da. Au pedalier și plus... Pedalierul, un pic să nu trecem așa de repede, să ne oprim puțin. Pedalierul se folosește, se cântă cu piciorul, da? Cu picioarele, da? Și sunt tonalitățile mai grave. Adică bașii, ca joase, să spunem așa. Da, da. Mai bașii. Da. Bun. Și avem câte? Ce, o octavă sau cât avem jos la picioare, la pedalier? Trei octave. Deci sunt trei octave. O octavă, probabil că mai țineți minte de la ora de muzică, înseamnă 8 sunete, deci de 3 ori, deci 24 de sunete putem realiza cu pedalierul, da? Da, da, se pot. Bun, avem, deci am avut claviaturile, am avut pedalierul, registrele. Hai să vorbim puțin despre registre, da? 25 de registre. Registrele avem aici registrele, da? În zona aceasta. Sunt aici. Registrele de obicei au... emit diferite sunete de instrumente. Deci imită într-un fel sunete de instrumente. Dacă citim aici, uite, avem viola da gamba, nu? Da, flaut, așa, trompetă, clarinet, da. Cornetul. Haideți este... să dăm câteva exemple, e mai interesant, cred că, să exemplificăm. Și spunem ce instrument este și punem registru. Acum va fi trompeta. Clarinetul. Mai nu treceți mai departe, lăsați clarinetul și cântați în registru în claviatura de sus ca să semene și mai mult la clarinet, pentru că acum jos mi-ați cântat în acompaniament. Vreau clarinet solo. Și mai dăm un exemplu. Cornetul. Ceva mai semnificativ, seamănă mult asta de suflat. Corzi avem, cumva? Sunt... Uite și flaut. Să vedem cum sună flautul, da. Tot instrument de suflat, da. Partea de solo, vă rog. Aici, numai dacă... Da, am înțeles. Acum, dacă, nu mă împic, dacă vorbim despre orgă, sigur că evoluția tehnicii și în domeniul muzical a ajuns, mai ales acum cu partea de dezvoltare a electronicii, a ajuns la niște performanțe extraordinare, sunt acele orgi electronice, da? Sintetizatoare, mai putem spune, în care, într-adevăr, aceste registre pe care ni le-ați... Acum, ele sunt făcute ca atunci, în 1912, să zicem, dar cele instrumentele moderne, orgile electronice, sintetizatoarele, imită cu perfecțiune sunetul de instrumente, de bior, de suflători, chiar unele au performanța încât imită până și suflatul
în instrument și, mă rog, sunetul cum buzei pe ance sau așa mai departe. Da, sigur că suntem în 1912 și imitarea acestor instrumente prin registre este la nivelul din 1912. La toate orgiile, de altfel, se întâmplă acest lucru. Ce vreți să ne mai spuneți? Am vrut să vă spun că de obicei la liturghii folosim flautul, aceste două registre pe care am cântat ultima dată, pentru că știm că de obicei la liturghie trebuie să fie ceva mai romantic, mai simplu, și atunci nu folosim alte registre decât acestea care ne ajută să cântăm liniștiți. Mai dulce, ca să spunem așa, mai dulce, când printr-un fel se creează o atmosferă de rugăciune, exact. Acea pace de care avem nevoie în biserică și să putem să ne ridicăm sufletele către Dumnezeu. Haideți să vedem despre tuburi, că e o partea vizibilă a acestui instrument, partea impresionantă de dimensiuni. În funcție de dimensiunile încăperii, spuneam înainte, sunt orgi cu tuburi foarte mari, enorme, putem spune. Este la televiziunea română, în sala televiziunii române, este cea mai mare, de altfel, din lume, din România, mă scuzați. Cea mai mare orgă, da, cu tuburi, și sunt de dimensiuni medii și dimensiuni mijlocii, mici. Aici noi suntem cu o orgă de dimensiuni? Aproximativ... Medie, să zice, medie, da. Asta, în funcție de mărimea tuburilor. Da. Sunt orgi care sunt de cameră, tot cu tuburi. Orga care este acum de față, asta este medie, și sunt orgi mult mai mari care sunt în catedralele din orașele mai mari. Aici, bun, în Hunedoara, pot să spun despre aceste tuburi că sunt aproximativ 1550 de tuburi, 3/4 din ele sunt din metal și 1/4 din lemn. Bun, m-ar interesa să ascultăm sunete în funcție de mărimea tuburilor. Avem înțeles că aveți cel mai mic este de cât? Cel mai mic este de 1 cm. Să vedem cum sună acel tub de 1 cm. Da, un sunet, pentru început un sunet. Acesta este cel mai înalt, este sol, și acesta este cel mai înalt sunet, care este cel mai mic. Are 1 cm acel tub, da. Tubul, să zicem, mijlociu, cam... Care ar fi? Ce sunet produce într-un sunet, tubul mijlociu? Centralul este, de obicei, acesta este. Așa. Iar tubul care are 5 metri? Care are 5 metri, este cel mai înalt și acela este de lemn. Acesta este și grav, de aceea este așa de mare, și pentru că are sunetul mai jos, este foarte grav. Haideți să mergem și pe... Tot cel mai mic de 1 cm, da? Da. Normal, care este două central, și grav, care este cel de lemn. Bun, dar acum m-ar interesa, da? Pedalier. Așa. Acolo ce tuburi avem? Tuburi mai groase, probabil, acestea, nu? Acestea sunt, da, cele mai groase. Sus este... Așa se aude. Da. Două central și doul de jos, care este cel mai grav. Dacă punem... Deci acum se aude. Da. Foarte, foarte, foarte interesant. Mecanismul de realizare a aerului, a aprovizionare cu aer, cum este conceput aici la biserică, la orga dumneavoastră în Biserica Romano-Catolică de la Hunedoara? Este printr-un motor care este pe curent. Din motor aerul merge într-un burduf și de acolo pleacă mai departe, este suflat în acele supape care atunci când intră aerul în ele se deschid și dă sunetul care este, de care avem nevoie. Da, sunetul este, aerul, presiunea aerului este constantă. Presiunea aerului atunci când ajunge... Este constantă, este aceeași. Este constantă, da.
Bun, și avem, să zicem, nuanțe foarte, da, piano, sunt, cum asta, se realizează? Asta este în funcție de registrele pe care le punem, se pot pune și registre care să aibă piano, moderato și forte. Forte, am înțeles. Putem să mai ascultăm o lucrare? Da. Ce, am cântat prima dată, ce am cântat? Prier este un preludiu de meditație, de aceea a fost așa de rar, pentru că de obicei se folosește la atunci când stăm și ne rugăm înainte de rugăciune, pentru a dobândi acea pace de care avem nevoie. Și continuăm, acum vom cânta ce piesă? Acum vom cânta un cântec care de obicei folosim în liturghie, Doamne Mărire, este scris de Handel. Da, să nu uităm că mari compozitori, Bach, Handel, au compus și chiar au profesat meseria de organist de biserică. De altfel, celebrul Bach, toată viața lui a cântat în biserică, a fost această profesie, meserie, și sigur a compus enorm de multe lucruri pentru orgă de biserică și pentru partea de rugăciune, dar și el a avut viziuni, să zicem așa, futuriste la vremea respectivă și a compus multe lucrări de concert. De altfel, este socotit părintele armoniei muzicale. Este, de acolo a început o altă lume în muzică, în istoria muzicii. Da, da, el, eu după câte știu, a făcut câteva mise. Misa în Biserica Romano-Catolică sunt câteva cântece, este formată din cinci părți. Totdeauna se folosește Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus și Agnus Dei, care nu se schimbă niciodată în liturghie. Aceasta este partea care nu se schimbă și mai este încă o parte. Liturghia este formată din două părți. Acea parte se poate schimba, așa se spune, după propriul sărbătorilor. Fiecare sărbătoare are semnificația ei și atunci este o parte în care se schimbă în funcție de sărbătoare și partea aceasta cu misa, care niciodată nu se schimbă cântecele, doar melodiile, adică partitura, dar cuvintele niciodată nu se schimbă. Am înțeles. Deci ascultăm acum, cum spuneam? Doamne Mărire, scris de Handel. Noi, de altfel, aici la Biserica Romano-Catolică, am venit ani de zile în cadrul festivalului Toamna Muzicală Hunedoreană. Maestru Ștefan Druha a concertat cel puțin 15 ani, acompaniat la această orgă de profesor Ecaterina Botar. Am avut și întâmplări de-a lungul edițiilor, ca să spunem așa, într-o vară foarte călduroasă. Am venit și nu suna nimic, așa, a fost foarte cald și se întâmplă ceva cu tuburile când e foarte cald. Ce se întâmplă? De obicei trebuie să fie o anumită umiditate pentru tuburi și în special pentru
lemnul pe care sunt tuburile, ele se usucă și atunci când este foarte cald, suntem obligați ca să facem o anumită umiditate pentru a putea păstra tuburile pentru să putem să cântăm în continuare. Dacă nu, tuburile se usucă și nu mai scot aceleași tonalități și aceleași sunete care de obicei le scoate atunci când este temperatura care trebuie. În special se întâmplă vara, când sunt acele călduri în care nu se ajunge la foarte, foarte mică umiditate. De altfel, pot să fac o comparație. Nu de mult am fost în zona Arieșenilor și am filmat un grup de tulnicărese. E, să zicem, cam același principiu, numai că la scară mică aerul e suflat pe cale orală și, sigur, tot printr-un tub realizează sunetul și înainte de a începe să cânte, de obicei tulnicăresele merg la râu și țin tulnicile, tulnicul îl pune în apă, îi creează acea, să zicem, coloană, prin umiditate, dar lemnul se strânge și se poate realiza un sunet curat, sigur. Da. Bun, haideți să mai cântăm în finalul discuției noastre încă o lucrare. Ce vreți să cântăm? Mai am încă o lucrare care este pentru preamărirea lui Dumnezeu. Ea se folosește de obicei în liturghie. Este scrisă de Franz Schubert și asta, cântecul acesta se folosește de obicei la sfârșitul liturghiei, când aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să ne rugăm și încercăm să prindem puteri pentru a merge mai departe în viața de zi cu zi, da, în realitate, da, în realitate. Și de obicei, ultimul cântec din liturghia romano-catolică se folosește ori pentru Preasfânta Fecioară Maria, pe care știm că Biserica Romano-Catolică o cinstește mult, sau pentru preamărirea lui Dumnezeu, pentru că avem nevoie în zilele noastre ca să ne gândim la Dumnezeu și să-i aducem mulțumiri și laude pentru ceea ce face pentru noi. Bun, aș vrea să cântăm pe partea de jos, da? Ca să avem același nivel al volumului. Bun, continuăm acum să ascultăm o altă piesă. Ce vreți să cântați, să ne exemplificați? Este Laudate Dominum, se cântă de obicei la teze. Thank you.
Dragi prieteni, am ajuns la finalul lecției de muzică de astăzi. Am vorbit despre orga, orga de biserică. Sper că ați aflat lucruri noi, interesante, că v-a făcut plăcere lucrările care au fost prezentate în această ediție a lecției noastre de muzică și vă dau întâlnire pentru altă lecție, pentru a vedea și asculta alte instrumente interesante. Vă mulțumesc mult pentru atenție. La revedere!